Halloween-ul. Hai să le dăm măștile jos, ăstora. Ba că se dă o lege care să ierte pe hoți. Frumoase picioare, la ce oră se deschid? Să le dăm la vot. Bă, dar nu uitați că băta asta o păstrezi și după Halloween. Ce vă uitați așa ca la filme cu supereroi? E Halloween-ul. Ce, n-ați mai văzut oameni cu măști până acum? Hai mă, cum nu? Lasă că vi arăt eu pe unii care au măști mereu și ne mint de parcă e Halloween-ul în fiecare zi. Hai că v-ați prins. Asta nu e vreo caterincă de Halloween, ci e o instigare la nesupunere electorală față de alegerile prezidențiale care tocmai urmează. Hai să le dăm măștile jos ăstora care ne prostesc în față odată la 5 ani și care încearcă să-și asigure lor viitorul, furându-l pe al nostru. Pentru că la noi e Halloween în fiecare zi. Când auzi numai știri de groază, ba că mor oameni în spitale, ba că se dă o lege care să ierte pe hoți, ba că se scumpesc toate. Vreau să vă bag clar în cap treaba asta. Știu că vă pișați pe el de vot, știu că vă doare în cur de politică, bă, dar e singura zi din următorii 5 ani în care noi ăștia simpli, dar cu drept de vot, putem să-i ardem. Nu v-ați săturat și voi să mergeți în city break-uri la 3-4 ore de București cu avionul și să vi se pară că v-au răpit extratereștrii? Bă, cât dracu să mai așteptăm să ajungă și România să arate ca o țară normală din Europa? Încă 35 de ani? Gata, ajunge. Nu mai ține vrăjala asta. Nu mai vrem să ne amânăm viețile și să sperăm că va fi mai bine peste 5 ani sau peste 10. Că nu va fi. Vrem mai binele azi, acum și ocazia perfectă să le dăm la vot și să le arătăm că nu ne mai pot prosti cum vor ei. Uitați-vă doar la cine vrea să fie președintele țării ăsteia. Nu bă că-mi vine să urlu, efectiv. Hai să-i luăm pe rând și să vi demolez pe toți impostorii ăștia. Țineți minte că ce fac eu acum aici în filmarea asta puteți să faceți voi pe bune pe 24 noiembrie în primul tur la prezidențiale. Unchiu cu povești din Cătălie. Eu nu mă văd președinte. Bă, Ciucă e favoritul meu, pe bune. Fără mișto, eu cu el votez. Cum, de ce? Ciucă este un imbecil plat. Păi dacă escaladează războiul cu Rusia, e mai bine ca Ciucă să fie președinte decât să fie general în armată. Vă zic sincer, Nicu Ciucă este unchiul ăla care te zăpăcește la fiecare masă în familie cu poveștile lui din Cătănie și adorme după 12 sarmale. Apa este ca o răcorire. Nu pare să știe sau să-l intereseze nimic altceva în afară de asta. Dacă iese Ciucă președinte, pare că o să vină la Cotroceni cu mâncare de acasă la pachet, dar nu la caserolă, ci la sufertaș. Atât de pe vechi mi se pare. Păi e clar că în armată, când făceau echipe pentru exercițiile de război, tot timpul ieri rămânea ultimul și cineva striga, și Ciucă la voi. Hai să vă dau 3 motive să vă placă mult de el. Vreți? Onoare, respect și predictibilitate. Onoare, respect, predictibilitate. Doamne, ce prost! Păi nu, să nu fie înțeles greșit. Am înțeles foarte bine. Hai că ați prins-o, da? Trebuie doar să-l asculți puțin cum vorbește el despre orice... Viitorul președinte poate să fie fie de genul masculin, fie de genul feminin. Și îți dai seama imediat că în afară de ordinele scurte din armată, culcat, drept, infanterist ai, nu prea a zis și nu prea a auzit la viața lui. Mă dezbrac în p***a goală și o alerg prin parlament. Îi știți pe tipii aia de pe șantier care te fluieră pe stradă cu frumoase picioare, la ce oră se deschid? Ei, bună, bună, bună de... Bă, fix unul de la pare George Simion. Înseamnă că vă place de mine. Doamne, trebuie să recunoașteți. Eu am recunoscut public, doamna Rifai. Ce? Că îmi place de dumneavoastră. N-am văzut că deslinos se dădea la Denis Rifai într-un interviu și efectiv mi-a venit să vomit. Uitați-vă puțin la replicile astea. Sunteți bărbat căsătorit, domnule Simion. Și care e problema? Nu pot să apreciez ceva frumos? Ăsta, dacă iese președinte, în prima vizită oficială în Moldova, îi face lui Maia Sandu gluma aia cu vișine. Hai mă, coștiți, vișine unim și noi. Vino cu aici. Vino pe aici, că nu te duc rău. Bă, doamne, mi se strepezesc dinții numai că mă gândesc. Deja clar, n-ai cum să votez cu așa ceva. E isteric. Te agresezi sexual, scurafo.
Stau de 24 de ore, dar nu ți-e rușine. Nu ți-e rușine, am venit aici să construim case și tu îți bă joc de noi. Ești în comună? Unde ești, mă, în comună, că te-am căutat? Înjură în ultimul hal și jignește oamenii și femeile de parcă e ultimul om. Că e mai largă treaba. E, depinde, de la caz la caz, dacă e mai largă sau nu. Și nu e niciun caz mai mult decât un șmecheraș care știe să te facă din cuvinte. Îți zice ce vrei să auzi, dar în realitate el e făcut aici un bully de cartier, un smardoiaș de colțul străzii. Doamna Lasconi e de la USR, e cu fundașii, o bag în apărare acolo să aibă grijă de fundași. Doamne, ce n-aș da să ajung în voiaj la câmpul lung. Lasconi, nebuna de la țară. Aici am un mușuroi de care de furnici. Wow! Da, și am pus aseară niște pâine, dar să știi că nu sunt atât de fan pâine cât dulciuri. Bă, tante, nuțica Lasconi este așa, cum să vă zic eu, un fel de nebuna satului. Mă, inofensivă, desigur că ea nu face rău nimănui. Doamne, ce n-aș da să ajung în voiaj la câmpul lung. Doar crește un mușuroi de furnici, mângâie bolovanii de pe marginea râului sau se întoarce repede în curte dacă îi taie o pisică neagră calea. Mi se face silă. Măi, doamnă, cum să zic eu ca să nu te superi pe mine? Dacă ai mai multe cruci la gât decât are becalii pe fesuri. Mă duc să mă relaxez în grădină să sparg lemne cu toporul. Nu prea ai cum, mă, să fii șefa unui partid unde colegii tăi vin cu trotineta la întâlniri. Iar dacă locuiești într-un sătuc cu apucături de oraș, să mă scuze oamenii din Câmpul Lung, care nici McDonald's n-are, e greu, doamnă, să inspiri 19 milioane de oameni, mai ales tineri. O pasiune pentru țara asta, care se numește România și pe care o simt cu toată ființa mea. Care vor un viitor pe care nici tu nu prea îl înțelegi. Operațiunea Gulaș la început de weekend. Plus că acum e toamnă, iar în alte reportaje am văzut că vă place să faceți zacuscă, țuică, dulcețuri. Este vorba despre un capac de WC de care nu se lipesc microbii. Ce faci, doamnă, doamna Lasconi, așa tare cu prezidențialele astea? Că rămâne via neculeasă, distinsă, doamnă, vă pup și vă apreciez sincer. Dar e prea mult pentru dumneavoastră, chiar este, serios acum. Vă faceți de râs și deja pe postul ăsta îl avem pe Joană. Râd jurnaliștii pe sub mustăți când vă întreabă prin interviuri de chestii serioase despre CSAT, ONU, NATO sau alte lucruri care țin de atribuțiile președintelui. Dar nu vrei tu să te duci, dracu. Prostănacul de Joană, din ciclu Ce câini am fost, ce javre suntem. Alegerile sunt totdeauna complicate. Mircea Joană este dispus să mintă orice doar ca să-și îndeplinească și el visul de o noapte de acum 15 ani când s-a culcat el președinte și s-a trezit tot prostănac. Mihaela, dragostea mea, mulțumesc! Nu o să vă vorbesc prea mult despre el, pentru că amvergura și inocența cu care el dă niște dume ireale. Mă întorc la ceea ce spunea regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani. Dumnezeu să ia sănătate. Sau ajunge în situații penibile, este greu de înțeles. Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Pur și simplu, omul ăsta n-are soartă. Orice ai face, orice ai zice. Păi când ești născut să fii prost, păi prost mor, oricum ai dau-o. Adio, tovarăși. Pe curând, prieteni. Acum, doar pentru cunoscători, o enumerare rapidă de motive pentru care Joană nu va ajunge în turul 2. Vanghelie, Vântu, Iahtu, Rizea, vizită la Moscova. Cum îndeamnă el poporul român să nu voteze pe Joană pentru că a fost în 2009 la Moscova. O dată sau de mai multe ori. Președinte PSD, Iliescu, Năstase și la mulți ani regele Mihai. Dumnezeu să ia sănătate. Cu un palmares ca asta trebuie să fii nu doar prost, și chiar nebun să crezi că ai vreo șansă să conduci țara asta cu toate harfele de la NATO pe care le ai. Eu nu cred în vrăjitor. Vrăjitorul de Ciolacu. Bă, nu știu cum face, nu știu cum îi iese, dar chiar și dușmanii îl dau pe Ciolacu pe primul loc în toate sondajele. Eu să mi-l puie și când mă băga în groapă pe PSD, pe piepcă, cu șpacolo votez tot PSD-ul. Este singurul despre care absolut toți știm că va intra lejer în turul 2, dar e de văzut cum iese de acolo. Vrăjitor cu vorbele, dar și cu banii de la buget, că Marcel Ciolacu a luat miliarde de euro și din PNRR și din credite și le-a făcut praf magic. N-am furat, n-am dat la nimeni în cap, am chiulit de la școală ca fiecare dintre noi. V-am zis că e vrăjitor, ce dracu, pe care fix acum, înainte de alegeri, îi scoate ușor prin toată țara. Aici, președintele nostru. Și uite, așa plutim cu toții într-un vortex de autostrăzi, spitale, Schengen, pensii mărite și tot felul de chestii pozitive pe care tot noi o să le plătim cu dobândă până în 2031, când se reduce deficitul. Îi iubește Dumnezeu pe băieții din Buzău. Practic,
Marcel Ciolacu a scos cardul Avantaj și l-a golit ca să-și facă și el sărbătorile de Crăciun anul ăsta cât mai frumos. Vrăjitorul Ciolacu a amestecat el cu bagheta lui magică în aer și o fi descoperit cumva un elixir al campaniei fără de gafe și al vieții fără dosare. Vitamina D, ați văzut că am oprit la farmacie, Tonotil, magne B6... Ceea ce pentru un lider PSD, bă, e chiar magic, trebuie să recunoaștem. Păi bravo, mă, șefule, cu bani și cu așa concurență, mersi, poate oricine. Asta e adevărata furăciune a PSD-ului. Le-a furat tuturor celorlalte partide orice șansă de a avea un candidat redutabil și i-au lăsat doar cu rebuturile de lider pe care îi vedem acum. Gata, m-am săturat de ăștia. Vreau să vă aud și pe voi în comentarii cu cine votați, ca să văd și eu cu cine am stat de vorbă. Bă, dar nu uitați că băta asta o păstrez și după Halloween.